Neața internet, neața lume, aici Ben și v-am găsit la o nouă serie, This War of Mine. Sunt sigur că majoritatea dintre voi sunteți familiar cu acest joc. Eu nu l-am jucat acum vreo 4-5 luni, cred, pentru prima oară și de atunci nu l-am mai jucat și m-am amintit de el. Și atmosfera din joc e foarte interesantă, te cuprinde modul în care încep să supraviețuiești, să reziști. Vom încerca cu... Ok, o să dăm random, vedem cu cine avem norocul să jucăm. Deci modul în care începi să supraviețuiești, să menții în viață personajele care ești, e superb, pur și simplu. Okay, deci asta e dărăpânătura în care ne-am procopsit noi, dar totuși e mai bine decât nimic. Ok, avem de data asta trei tipi. Unul e Pavle, ăsta e Mark, cred. Ăsta, habar n-am cine dracu e. Gata, gata bă, cât plin camera. Stai așa că știu pe asta. Marco. Ok, tu n-ai nimic, bucătarul n-are nici pe dracu, ăștia e bol, unul e bolnav, unul e rănit. Dar chiar și așa vom... Pavle, tu... vei căuta prin gunoaiele astea. Așa... Tu ce vei face? Tu vei răscoli pe aici prin gunoi? Tu vei căuta prin gunoaiele astea. Încă n-a, ne trebuie... Trebuie să găsim ceva bun. Ok, mâncare. Mâncare și o chestie de aia de... Spaft încuietorile. Asta ne va ajuta pe parcurs. Ok, ierburi. Ok, în pafta asta... Ok, deocamdată... căsuță în copac, nici... Băi, prima dată când o văd, vorbesc serios. Ok, deci înțeleg că aș putea coborâ și pe aici în bucătărie, să ajung în camera asta, să urc fără să mai deschid ușa, dar... Dacă toți suntem aici, dăm o să sară. Aba, nu are scânduri. Mă gândeam că va face o săritură, un... Ok, alte ierburi. Ok, bun că avem și apă. Asta e bine. Ok, grubble. Asta încă mai are pe aici. Ok, tu o să mergi... Aici o să scoți chestia aia. Ola naiba, și asta are încuietoare, ce naiba. Ok, atunci tu du-te în partea asta de aici. Măcar să facem curat. Răscolim tot. Nu lăsăm nicio piatră neîntoarsă. Vedem ce avem aici. Asta sic, ce ne trebuie? Antibiotice? Cred că antibiotice și pastile. Ar merge și cu ierburi? Nu am idee, deci vă rog cei care sunt interesați de seria asta să-mi lase în comentarii tot felul de sugestii ce ar trebui să fac și cum ar trebui să fac pentru că nu prea mă pricep. Ok. Dar e bine că asta trebuie să fac la început și anume să mă chinui să culeg tot felul de chestii de aici. Pavle, hai, mișcă-ți fundulețul ăla. Aba, nu, ăsta e Marco. Ok, ce putem... Ok, vom face o stație de asta de recoltare a apei. De fapt, nu așteptam să termine... Stai așa, cum îl cheam pe asta? Bruno. Să ne susținem, ce mai putem face pe aici? Asta e pentru Rachiu.
Asta e pentru prăjit mâncarea. N-avem nevoie de paturi, evident, înainte toate. Pentru că unul o să doarmă băieții după ce voi pleca noaptea la căuta de gunoaie. Asta va fi o zi lungă. De fapt, asta va fi o zi lungă în care ne vom ocupa timpul. În următoarele zi va fi cam greu, pentru că nu o să voi ști exact ceea ce să fac cât timp trece ziua. Bine, aș putea să dau ND și să încep de acum scavenge-ul, dar evident că nu ne ajută în momentul de față. Ce avem? Dulap, apă și un diamant. Ok, Mark, o să mai facem încă un pad dacă putem. Sper că putem mai putem face un pad. Da, ok. Ok. Bun. Perfect. Ia putem să... Da, mi se pare că avem chiar o singură încuietoare de asta. Cărți. E material de pus pe foc. Nu glumesc, chiar e material de pus pe foc. Tu ce o să faci? O să te pui pe scaun, nu? Da, e încuiat, eram sigur că... Aveam doar o singură chestie și n-am folosit-o cum trebuie pentru că am primit căpți. Cine are nevoie de căpți? Nu noi, e apocalipsa, ce mamă naibii. Ok. Vom face o chestie de asta de colectare a apei. Nu știu exact unde ar trebui să o placez, dar presupun că aici e un loc mai bun decât orice alt loc. Ok, vedem ce mai putem construi. Un scaun. Avem deja un scaun și cred că e de ajuns. Ne-ar trebui o plită. Mai trebuie componente și lemn. Facem o plită de asta, unde să ne facem de mâncare. Unde Bruno o să ne facă de mâncare, mai bine zis că el bucătarul. Ok. Pavlov e rănit și va trebui să se pună la somn în curând. Sper să termine de construit tâmpenia asta. Nu, n-a terminat-o de construit. La neba. Ok. Marco, tu vei căuta. Restul vor dormi în pat. Și semi-detached house. Ok, vom merge aici prima dată. Nu vom lua nimic cu noi. Sper să găsim ceva bun. Sper să găsim ceva de mâncare. Legume, ca să facem o supă. Dar... Ok, sper să nu fie nimeni înăuntru, pentru că după aia va trebui să ne luptăm cu ei și... Va fi rău. Va fi rău. Pentru toată lumea, mai ales pentru mine. Oh my god, asta e o grămadă de material de construcție. Ok. Perfect, un frigider. Deci avem un frigider și... Ok, doar 4. Hai să punem niște scânduri în frigider, să luăm legume. Mai punem scânduri în frigider ca să luăm apă. Și cam atât. Și am putea să ne întoarcem direct, dar mai întâi vedem ce avem aici. Ok, apă. Ce avem supat? Pastile. Chiar avem nevoie de pastile. Mai scăpăm din lemn de naibii. Adaug două de astea de pastile putem. Ok. Cred că am putea să ne întoarcem liniștiți. Închidem ușa și să ne întoarcem mâine aici. Și să gulim restul casei. Asta a fost o
Prima expediție destul de bună, destul de reușită. Ne-a prins bine. Și cred că voi încheia aici. Va fi un video scurt pentru că va fi prima dată și vreau să mai văd sugestii din partea voastră în legătură cu ce să mai fac. O, pe asta, lăsa frate. La ăla obstacol ca și nici nu a terminat filtrul ăla de colectat apă. Dacă muream de sete acum. Ah, Pavlo, 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 Pavel. Ok, deci asta a fost tot, sper că v-a plăcut. Nu uitați, like, subscribe, share și lăsați în comentarii sugestii și orice vreți voi. În afară din jurul de mamă, alea să nu le lăsați. Ok, la revedere!